Pentru Cătălin Măruța ziua de azi este una foarte importantă, întrucât se va supune unei operații foarte complexe, la genunchi. Prezentatorul de la ProTV a fost însoțit de soția Sandra, care a ținut să fie alături de acesta, într-un moment atât de dificil. Măruța a împărtășit un mesaj emoționant, dar și un clip pe Instagram, în care Andrei îi dau lacrimile de grijă soțului ei și își adresează unul altuia cuvinte de susținere. Cătălin Măruță și Andra. În lacrimi înainte ca el să se opereze la genunchi. Cătălin Măruță și-a anunțat recent fanii că va dispărea de la TV, din cauza unei operații la genunchi, care nu mai suportă întârziere. Azi, Andra l-a însoțit pe soțul ei la spital, unde prezentatorul va suferi o intervenție complexă pentru ligamente încucișate. Măruța a postat pe rețelele de socializare un mesaj pentru fani, înainte să intre în sala de operație, prin care și-a exprimat recunoștința față de soția lui pentru că îi este alături în astfel de momente. Vedeta ProTV a împărtășit și un clip din spital, în care Andra nu și-a putut reține lacrimile. Cătălin Măruță și Andra, mesaj în lacrimi, în ziua operației. Cătălin Măruța și Andra au mers împreună la spital, unde prezentatorul va suferi o operație la genunchi. Soția lui Măruță a fost surprinsă într-un moment foarte vulnerabil de către soțul ei, atunci când artistei i-au dat lacrimile, fiind îngrijorată din cauza intervenției. Împreună, la bine și la greu. Chiar dacă Andra nu poate intra în sala de operații, nu face anestezia, nici nu ține bisturiul, totuși participă și ea la operația mea. Cu sprijin moral. Nu a putut să stea acasă. Nu m-a lăsat să plec singur spre spital. Așa este ea și, chiar dacă i-am spus să mă aștepte liniștit acasă, recunosc că sunt fericit că a vrut să vină. De fapt, nici eu nu aș fi putut să o aștept acasă. Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre de susținere, a scris moderatorul de la ProTV pe contul de Facebook.